Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine! Trebuie să scap de chestia asta, da? Bună ziua și bine ne-am regăsit, că ne vedem din an în Paști. Deci, dragilor, mi-ați lipsit de tura trecută până tura asta. Asta este, că n-ai cu cine te bate. Timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim și muncim în diverse direcții. A fost începerea anului școlar. Am dat o chestie pe Facebook foarte deșteaptă, mie îmi place să mă laud singur. Și acum, dacă aș fi un om religios, m-aș duce să mă rog să se și întâmple ce am postat pe Facebook, și anume generațiile care vin să nu meargă la școală pentru note, să nu meargă la școală ca să-și satisfacă părinții arătându-le mai târziu caietul, carnetul cu note, pentru că notele n-au nicio valoare. Asta o să vă spună orice om care are capul pe umeri. Notele nu reflectă nivelul de cunoștințe, notele reflectă nivelul de memorie al elevului. Ai ținut minte ce ți-a zis profesorul ieri? Da. Repeți ce ți-a spus el acolo ca un papagal. Asta o face și un papagal. Mergeți la școală ca să fiți mai deștepți decât cel care vă predă. Și știu că o să-mi ridic iară profesorii în cap, dar eu cred în genul ăsta de învățământ. Învățământul în care elevul pune la îndoială ce îi spune profesorul. Că dacă profesorul spune că e rotund, un cerc e rotund, elevul să facă tot posibilul să descopere de ce anume e rotund și să-l pună la îndoială. Pentru că s-ar putea să nu fie. Zic, fiți mai deștepți decât profesorii voștri, decât maestri, decât cei care vă predau, că altfel nu facem nicio cără. Dacă ăsta, profesorul, are un nivel de cunoștințe atât și ție îți predă și tu reții atât și vrei să te faci profesor și vei preda cuiva care va reține atât, nu e evoluție, se numește involuție. Am mers în jos. Fiți mai deștepți, asta vreau să zic. Dacă el știe atât, că atât a învățat și el, na, învață peste el, fii mai deștept și următorul să fie mai deștept decât tine și tot așa și tot așa, pentru că se numește evoluție. Nu mergeți la școală pentru note. A merge la școală pentru a vă satisface părinții, mai degrabă nu mergeți. A început anul școlar. Aici am vorbit cu persoanele, până acum am vorbit cu persoanele interesate de studiu. Nu neapărat de școală, de studiu. Sunt unii care sunt deștepți sau au reușit, acei autodidacți care au reușit să se autoeduce, pornind de la o bază, evident, predată de un profesor. Și mai sunt ăilalți care merg la școală. De ce? Pentru că trebuie. Că dacă nu merge la școală, îl rupe măsa cu bătaia sau îi ia tasul alocația sau nu-i mai cumpăr iPhone 7. Există acele persoane care merg la școală pentru că asta este. Ei nu s-ar duce, dar trebuie. Da? Și sunt genul ăla de oameni care spre școală, cum făceam și eu de altfel, se opresc să bea o cafea. Că mai nou nu mai ai, frate, energie la 14, 15, 16 ani. Musai trebuie să bei dimineața o cafea, altfel n-ai făcut niciun rahat toată ziua, ești moale. Da? Eu la 40 ce să zic? Dar la 15, 16 ani, când ești în clasa a 9, a 10, musai la 8 dimineața trebuie să bei o cafea, la 7, da? 7, jumate, 8, 8, jumate, 9, 10, 11, trebuie să bei o cafea, că nu ai energie la vârsta aia. Corect? Eu la 40, ce să zic? Că sau tata la 80, el săracul ce să zic? Ce energie mai are el? Da? Dacă la 14, 15, 16 ani, la 8 dimineața, primul lucru pe care îl face, bei cafeaua, pentru că nu am energie să mă trezesc. Frate, aleargă de două ori în jurul blocului, trezește-te la 6, jumate, hai, da? Fă un duș sănătos, bagă 3 ture de bloc. Hai să te trezești cu siguranță. Și după aia poți să bei și cafea. Ideea e că te duci și bei cafeaua și te întinzi până la 11 și brusc te uiți la ceas și spui, ia ca frate, am ratat și ziua asta. Și te duci acasă.
Ce ați făcut la școală? Păi, era tot acolo, liceul. N-a plecat nicăieri. Vorbesc acum de niște tipare, da? De niște tipuri de elevi. I-am întâlnit cu toții. Nu vreau să spun că elevii sunt nașpa sau că fiecare generație are fixațiile ei. Eu când mergem la școală, prin cât dracu eram eu la școală? 94, 95, 96, în perioada aia, eu mă opream în altă parte. Da? Și ajungeam la școală din când în când. Mai departe, găsisem ieri pe Facebook o chestie absolut superbă. Am râs inclusiv astăzi cu colegii. Pusese un tip pe Facebook, zice, m-am trecut pe lângă un liceu, acum la deschiderea asta de an școlar, nu sunt sigur dacă era liceu sau era un casting pentru filme porno. N-am înțeles exact ce se întâmpla acolo, pentru că... Bă, hai să lămurim o chestie. Eu nu sunt genul ăla care să spună, frate, tineretul din ziua de azi, da? Da, și încerc să fiu un pas cu tinerii, nu neapărat dându-le dreptate, ci fiindu-mi indiferență. Cumva, da? Înțelegi ce vreau să zic. Pe vremea mea, Doamne, parcă tata când eram elev, și am jurat că n-am să zic niciodată chestia asta, pe vremea mea ne obligau oia să mergem la școală cu uniformă. În continuare voi spune că uniforma... Nu e o idee chiar proastă, dar nu o uniformă, ci neapărat ca semn distinctiv. Da? Nu neapărat uniformă, deși dacă vă și elevii toți împotriva uniformelor, vreți să ne faceți niște oi, ne luați spiritul de independență, ne luați personalitatea îmbrăcându-ne în uniformă. Eu pot să jur că dacă vă uitați la o clasă de elevi de a 10-a, să zic, sau de a 12-a, trebuie să se îmbrăcați la fel oricum, că așa e moda. Blugi cât mai tăiați și mai rupți acum, același tip de frizură, același tip de cămașă. Practic e o uniformă, dar nu e o uniformă impusă, e o uniformă pe care o aleg ei. Este. Inclusiv porcările de rețin în spate, rucsăcei. Până și telefoanele mobile sunt aproape identice. E un tip de uniformă. Singura diferență este că e o uniformă aleasă, nu impusă. Deci, spirit, nu știu, personalitatea, dezvoltarea personalității, nu există, dragii mei, pentru că oricum vă îmbrăcați la fel. Pentru fete, în perioada asta cel puțin, blugi cât mai strâmți pe fund, cu talie înaltă, rupți în față să se vadă bulanul. Pentru băieți, frizură de aia în sus și în lateral, lipită de cap în partea asta, da? Că așa, nu alegeți voi oricum cu ce să vă îmbrăcați. Vă impune vedeta preferată chestia asta. Nu noutate. Hai să vin serios. Deci dacă vine dirigul sau proful de istorie sau directorul liceului și vă face propunerea, bă, ce ziceți să încercăm să punem o uniformă pentru liceu, colegiu și așa mai departe? Nu săriți în sus, că săriți în sus degeaba. Nu încearcă nimeni să vă oprime, nu încearcă nimeni să vă suprime personalitatea. Oricum, nu aveți una. Nu aveți una. Singura diferență este că vă îmbrăcați la fel pentru că ați ales să vă îmbrăcați la fel față de o uniformă impusă de autoritate și, normal, la vârsta asta să aveți probleme cu acceptarea autorității. Și, practic, uniformele există și de asta spun, nu uniformele ar trebui neapărat luate în discuție, ci un semn distinctiv. Un element distinctiv care să vă facă să fiți diferiți față de alți elevi de la alte licee. Și nu porcăria aia de număr matricol cum aveam noi la școală ca la niște oi, nici un tatuaj pe braț ca la evrei în lagăr, dar gândiți ceva care într-adevăr să vă facă să fiți diferiți și să vă recunoașteți între voi și oamenii să spună, ia uite-i frate, ăștia sunt de la Roma în vodă, da? Zic. Ceva, o brățară făcută mișto, o bentiță, ciorap cu porjartier. Da, nu și pentru băieți, evident. A început anul școlar, vă urez tuturor mare baftă. Mare baftă, acum nu o să spun că elevii sunt foarte răi, hai să ne gândim și la partea cu sistemul. Vă urez mare baftă în acest an școlar pentru că știm ce o să se întâmple. A început anul școlar, în maxim 3 luni se va schimba programa. Așa se întâmplă la noi. Se schimbă programa,
curicula, vor începe să apară și anul trecut s-a întâmplat cea cu 2 ani, cea cu 3 ani, cea cu 5 ani, cea cu 8 ani, informații contradictorii, un ministru va face chestia asta, după aia își va da demisia sau va fi demis, va veni alt ministru care va schimba tot. Nu uitați că mai sunt doar 290 de zile, parcă 289 de zile până la bacalaureat. Timp berechet pentru minunatul guvern să schimbe de 87 de ori informațiile legate de bacalaureat. Știu, este foarte devreme, neamțule, nu ne strica anul școlar, mai avem încă două vacanțe până atunci, sau trei, câte dracu ori fi, nici asta nu e foarte sigur. Nu ne strica nouă bucuria vorbind de bacalaureat. Eu zic, nu că să vă stric bucuria, ci doar să vă pregătiți pentru degringolada și debandada caracteristică sistemului de învățământ românesc. Că sigur se va întâmpla chestia asta. Pregătiți-vă pentru fondul clasei. Pusesem ieri pe Facebook un fel de pariu, mi-au răspuns destui oameni cu care comunic zilnic oricum pe Facebook. Vreau să știu în cât timp și care, în cât timp se vor cere bani și care va fi motivația. Și unii au spus, fondul clasei, alții, perdelele, față de masă, reparat parchetul, bănci, cuiere, fine, ce mai trebuie prin clase, că asta este, o clasă va avea nevoie mereu de câte ceva, tablouri, flori, zi de naștere. Tare curios care va fi primul motiv și cam în cât timp de la deschiderea anului școlar se vor cere primii bani. Mai voalat, mai pe direct, da? Mai voalat, mergând pe ideea, băi, ați văzut în ce bănci învață elevii? Și cum povestea cineva pe Facebook, acum 4 ani, zice, am dat bani, am 2 copii la școală, la 4 ani parcă distanță, și acum 4 ani, pentru primul, am dat bani pentru bănci. Nu mai țin minte ce școală a zis, sau ce clasă. Am dat bani pentru bănci și toți părinții au dat bani pentru bănci. Și au trecut 4 ani, al doilea copil a ajuns în aceeași clasă și nu mai sunt bănci din nou. Păi băncile astea n-au și ele o perioadă de valabilitate sau durează doar 4 ani sau un an și după aia dispar. Și de aici și întrebarea, tare curios și mă repet și vă adresez și vouă, poate intrăm într-o discuție, care credeți că va fi perioada și motivul cerutului de bani? Eu am zis, maxim 2 săptămâni. Maxim 2 săptămâni se vor cere bani pentru, nu știu, hai să zic, cretă, bureți, de asta utilitare, da? Din astea, pentru că școala nu e așa, nu deține nimic. Mai aveam un subiect cu care vreau să pornesc, gata, las puțin școala deoparte. A, vorbitul la telefon, bă, oameni buni, îți dai seama de caracterul unui om după cum vorbește la telefon? V-ați uitat vreodată? Sunt acele persoane care vorbesc la telefon normal, ducând telefonul la ureche. De ce? Receptor, microfon. Receptor, microfon. Receptor, microfon. Receptor, microfon. Da? Auzi în ureche, vorbești în gură. E atât de simplu. Oamenii aceștia sunt de obicei oamenii care au cât de cât respect față de ei, de intimitatea conversației, au puțin respect față de persoana de partea cealaltă a conversației, a dialogului și față de cei din jur. Deja vorbim de respect gârlă, da? Lucru care e din ce în ce mai rar în România. Categoria a doua de persoane e formată din acei oameni care țin telefonul așa. Nu știu dacă ați avut vreodată posibilitatea să vedeți pe cei care merg, aia care merg așa. Și nu pentru că sunt proști și nu știu că aici este receptorul și că e prea departe de gură, dar sunt acei oameni care sunt plini de ei. Una la mână și flexează mușchiul, da? Când stai așa. Hă? Alb ca laptele, ăsta-s eu. Da? Își flexează mușchiul. Fac așa, odată. Deci e motivată poziția asta, se flexează mușchiul, se vede bicepsul, tricepsul acolo frumos,
Da? Doi la mână au posibilitatea să vorbească tare, ca toată lumea să audă că, băi, cât ai luat? 20.000 de euro, bă, ești prost, bă, eu luam 40, bă, 10.000 de euro. Da? E acea poziție arogantă în care, care spune, sunt mai deștept și mai bun decât voi. A treia categorie de persoane pe care cu drag aș împușca-o este formată din acei oameni care vorbesc la telefon pe speaker. Vasile, ți-ai luat telefon super mișto, super deștept, e mai deștept cu siguranță decât tine, smartphone, de ce dracul ții așa, vorbind la telefon așa? Oare chiar crezi că mă interesează ce vorbești tu cu persoana aia de acolo? I-ați văzut cu siguranță, sunt aia care merg așa, pe speaker, că lor le e mai ușor să audă discuția cu tot zgomotul ambiental, tot zgomotul din jur, tot zgomotul de fond, le e mai ușor să audă discuția pe difuzor decât ducându-l dracului la ureche. Și apoi mergi pe stradă cu telefonul așa și zbieri la ălalt, pentru că distanța între buzele tale, între corzile vocale și microfon e mai mare decât dacă ai ține telefonul așa. Ăsta e mic ghid de vorbit la telefon. Este că există categoria asta de oameni care merg cu telefonul așa vorbit și ce mai faci, fă, frăsino? Ce zici, fă? Vorbește mai tare că nu te aud. Du dracu telefonul la ureche. Nu e așa de mare brânză. Nu, mă, ei merg așa. Ăștia, ce fel de categorie de oameni? Unde se încadrează? Aș spune că surzi, dar nu surzi, pentru că dacă ar fi surzi, ar duce receptorul la ureche ca să audă mai bine și ar pune o cască. Ăștia sunt total opusul primei categorii. N-au respect nici față de ei, nici față de celălalt, nici față de ceilalți. Pentru că efectiv deranjezi pe toată lumea. Doar ca să nu ții mâna așa. Pe vremea mea, astăzi, 14 septembrie, când eram eu tânăr, asta era ziua în care boceam și îmi făceam planuri de fugit de acasă. Deci că e 14 septembrie, mâine, pe 15, ar fi început școala. Că pe vremea comuniștilor, când am făcut eu școala, nu conta că e sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri. Dacă era 15, atunci începea școala. Pe 15 septembrie. Hei, asta este 14. Ca urmare, bă, a fost ziua pompierilor, mă, stai puțin. Ziua, îmi pare rău că ieri n-am apucat să fac emisiune. Vorbim de o categorie, de profesie puțin promovată, din păcate, o profesie care abia asta face eroi. În continuare, nu vreau să știrbesc nimănui meritele, dar față de un militar care a plecat să lupte în Afganistan, Iran, Irak, contra cost și pentru că e un salariu mai mare și un pompier care intră pe același salariu de mizerie în foc în România, voi considera erou pompierul sau echipajul smurt. Da? Deci nu pot să-i consider pe aia eroi. Aia sunt mercenari, e altă poveste. Eroi sunt ăștia care își fac treaba cu toate că le sunt împotrivă circumstanțele. Corect? Și ieri a fost ziua pompierilor, nu? Zic bine? E o situație de urgență și mă gândeam, dacă toți românii ar renunța puțin la accesul pe lumea ailaltă și ar dona cei 2%, nu Patriarhiei Române, ci Smurdului, de exemplu, la care inevitabil vom ajunge la un moment dat, de fapt și la preoți ajungi inevitabil, vrei, nu vrei, da? Dar la Smurd, când vei avea un accident sau îți va fi rău și vei face un stop, un atac cardiac sau un stop cardiorespirator sau o să calci strâmb și o să-ți luxezi piciorul sau mai rău, Doamne feriu, să-ți rupi piciorul, n-ai să chemi un preot.
ai să chemi urgența. Și ei îți vor spune că nu au cu ce, că ei ar vrea să vină să te ajute, dar nu au cu ce. De aceea am spus, cei 2% pe care pot să-i donez cui vreau eu, i-am dat mereu către smurd. Și aș da în continuare și pentru celelalte categorii profesionale care îmi salvează viața, nu care mă ajută să mor mai ușor, ci care îmi salvează viața sau sănătatea. Nu persoanelor care mă ajută să trec mai ușor pe lumea ailaltă. 14, vă spuneam, la referendumul din Estonia, o majoritate de 66,9% este în favoarea aderării la Uniunea Europeană. Microsoft lansează Windows Millennium în 2000. În 1996, la Târgu Jiu, a avut loc sub auspiciile Fundației Unite Naționale Constantin Brâncuș solemnitatea deschiderii șantierului de dezansamblare a coloanei fără sfârșit prin demontarea primelor două module. În 1992, Curtea Constituțională din Bosnia și Herțegovina declară ilegală Republica Croată Herțeg-Bosnia. Eu mai știu ce țări sunt acolo. În 1959, sonda sovietică Luna 2 ajunge pe Lună, devenind primul obiect făcut de om care atinge suprafața lunară. În 1940, a început guvernarea Ion Antonescu. În 1917, Rusia este proclamată oficial republică. Cu 3 ani mai devreme se înființa compania General Motors în Detroit, Michigan. Bun. La mulți ani, hai să vedem cine e. Narcisa Lecușanu, handbalistă română, Dida Drăgan, în 1947. Mișu Fotino, actor român, în 1930, decedat în 2014. Mario Benedetti, scriitor uruguayan. Pavlov, omul pe care l-a urât câinii, în 1849, fiziolog rus, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină. Cine a murit? A murit Isadora Duncan, dansatoare americană, William McKinley, al 5-lea președinte al Statelor Unite, Dante Alighieri, dramaturg italian, în 1321. Cornel Vadim Tudor, în 2015, și Patrick Swayze, actor american, în 2009. Ștefan Iordache, în 2008, Joe Bogza, în 93, Grace Kelly, actriță americană, și prințesa de Monaco, în 1982. Astăzi este înălțarea Sfintei Cruci în calendarul ortodox, cel romano-catolic și greco-catolic. În România este ziua inginerului, instituită în anul 2000 prin hotărâre de guvern, și ziua muntelui, care marchează data tradițională a încheierii pășunatului anual în munții României. Nu știu dacă există o ipocrizie mai mare decât să pui ziua muntelui în România, care marchează data tradițională a încheierii pășunatului. Ziua muntelui o să fie data tradițională a încheierii despăduritului. Aia da, nu a pășunatului. Deși înțeleg și povestea cu pășunatul, dar când o să fie, domnilor, începând de astăzi nu se mai taie niciun copac, aia va fi ziua muntelui. De ce? Încheierea oficială obligatorie sub pedeapsă cu moartea a tăierii copacilor din România. Taram! Neamțule, dar avem nevoie că-s materie primă pentru și de export. Și băi, înțeleg exportul. Exportul făcut cu cap, exportul făcut în niște limite. Ce se întâmplă în pădurile din România nu mai e export, e furt și crimă. E furt și crimă. Da? Că nu omoară doar pădurea, mă frec pe ea de pădure, ca să vă zic românește, da? Dar pădurea aia îmi face mie bine și ea ca nu mai există ca să-mi facă mie bine și ca urmare mie mai rău. De ce? Pentru că un dobitoc vrea să îmbogățească. Păi eu nu mai am aer curat? Înțelegeți unde vreau să ajung? Nu eu, că eu locuiesc în oraș. Dacă vreau aer curat, mă mut la sat și gata, mă mut în mijlocul pădurii eu. Dar pe plan general, ne face nouă rău tăiatul pădurilor excesiv.
și mai ales ilegal. Băi, tăiați, nu zice nimeni, tăiați, sunt o grămadă de arbori care trebuie dați jos din varii motive sau îs prea deși, nu primesc destulă lumină, au devenit bolnavi, eu știu ce dracu se întâmplă, că și copacii ăștia sunt organisme vii la urma urmei, se îmbolnăvesc și mor. Da? Și la un moment dat pot să-ți facă mai mult rău. Căzându-ți peste casă, de exemplu. Da? Tăiați, nu zic nu, tăiați controlat. Râriți, nu cheliți. Râriți. E o diferență. Veneam, că am fost la Mediaș. A, apropo, am fost cu trupa de teatru Dan Alexandrescu la Mediaș la Festivalul Național de Teatru și urmează să plecăm la Medgidia la Festivalul Național de Teatru. Tanța și Costel, parcă. Unde am făcut bine, am jucat, în fine, nu despre asta vreau să vorbesc. Poate doar să spun că mi se pare amuzant că faci un festival național de teatru când ai public în sală exact 50 de oameni, mare parte format din trupele celelalte. Nu mai e teatru, nu mai e cum era când eram eu mic, s-au schimbat foarte mult oamenii, nu mai prezintă același interes, adică hai să fim serioși, să mergi acum la teatru și să aștepți să ai o sală plină, trebuie să fii ori extraordinar de cunoscut, ori extraordinar de bun, ori să nu-ți dai seama că în momentul în care a apărut televizorul și-a pierdut populația interesul față de radio. Când a apărut internetul, populația și-a pierdut interesul față de televiziune. A apărut cinematograful, populația și-a pierdut interesul față de teatru. Nu toată populația, sunt acei iubitori, sunt acei afecționați, da, de teatru. Pe de altă parte, noi nu suntem de pe Broadway. Suntem trupa de teatru Dan Alexandrescu, trupă locală cu mijloace modeste, atât de deplasare cât și de prezentare. Facem ce putem să facem mai bine cu ce avem la îndemână. Dar acum gândiți-vă puțin, imaginați-vă că aveți ceva fain de zis și vorbiți singur. E relativ frustrant. Oricum, vom merge la Medgidia. N-am să vă spun că dacă aveți posibilitatea să vă deplasați cu noi, deplasați-vă cu noi, pentru că e fain să ai prieteni alături. Dar dacă puteți, veniți, e un festival frumos, am fost și anul trecut, se adună multe trupe din toată țara și se prezintă piese superbe, interpretate bine și merită un regal teatral care să dureze 3 zile. Merită. La Medgidia. Sper să zic bine, Medgidia, da, asta trebuie să fie. Și mai sunt și alte festivaluri la care urmează să mergem ca invitații. Și veneam de la Mediaș, care este un oraș da? E un oraș foarte fain, cu oameni foarte faini. Și treceam, evident, Carpații, venind de la Mediaș către Roman. Am trecut Carpații și mă uitam cu Puiu Nechita, colegul de teatru, care este și un montaniard împătimit. Și se uita, l-am văzut cum se uita cu jale la munți. Cam cât de mare a devenit chelia munților. Cam ca a mea. E urât și e criminal să lași o jumătate de munte goală. Și pământul lui ia la vale. Spre, ghiciți unde? Sat. Spre sat. Se văd crăpături mai înalte decât statul unui om și pământul o ia la vale. Se produc alunecări de teren. De ce? Nu mai sunt copacii care să țină pământul ăla fixat. Pământul ăla vale, spre sat. Că măcar dacă erau deștepți, ăia tăiau dracu în direcția cealaltă, dar n-au tăiat spre ei. Și după aia o să le cadă tot malul ăla în cap și o să aștepte ajutor de aceea, de la stat. Ori eu nu vreau să-i ajut. Nu vreau, pentru că-s boi. Că își taie singur, își fac singur rău și după aia așteaptă să-i scăpăm. Nu, nici pe bănci n-am vrut să le salvez. Băncile sunt niște instituții care îi pot intra în faliment. De ce să le salvez eu? Ei, guvernul a decis altfel. Se pare că guvernul l-a durut la bască de dorința mea și a salvat băncile, nu pe mine, ca cetățean plătitor de taxe și a salvat băncile.
Islanda, de exemplu, nu a făcut aceeași chestie. Islanda i-a băgat pe banchier la închisoare și a preluat băncile. Punct. Și a cunoscut o creștere economică fantastică. De aceea cred, nu încerc să fiu anarhist. Nu cred în anarhie. Dar uitați-vă la Spania. Spania a dus-o prost. Chiar acum, de curând. Până când, ce s-a întâmplat? Guvernul actual Rajoy, temporar, fiind guvern temporar, nu poate da legi noi. Și Spania merge bine. Spre bine. Spun analizele. O țară în care guvernul nu poate da alte legi, nu poate face alte propuneri, nu poate adopta alte hotărâri. Deci nu pot să strice ceva. Practic e o țară fără guvern. Are un guvern să aibă niște oameni acolo în vârf. Și Spania cunoaște o creștere economică. Vă spune ceva chestia asta? Guvernele care nu lucrează pentru popor, mai degrabă să nu existe. Și lăsați poporul să se descurce singur. Cum e acum în România? Guvernele incapabile să lucreze pentru populație, mai degrabă să nu existe. Și urmează alegeri parlamentare. Poate, poate să descalță românul. Curtea Constituțională dezbate astăzi legea care prevede că aleșii care și-au angajat rudele la cabinetele parlamentare înainte de 21 august 2013 nu pot fi acuzați de conflict de interese. Dar de ce 21 august 2013? Adică ăia dinainte de 21 august 2013 nu pot fi acuzați de conflict de interese, doar ăștia l-ați dă după. Dar și alte acte normative prin care au fost acordate sporuri financiare pentru bugetari. Legile privind sporurile care prevăd sporuri și stimulente financiare pentru bugetari în administrație din Ministerul Transporturilor și Sănătate, precum și cei care dețin titluri de doctor, au fost atacate la Curtea Constituțională de către guvern în luna iulie. Una dintre legile atacate de executiv la CCR este statutul funcționarilor publici, act normativ modificat în iunie de Parlament și care prevede acordarea pentru personalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, inclusiv demnitarii, a unui spor pentru risc și supra-solicitare neuropsihică de 50% aplicat salariului de bază lunar. Risc și supra-solicitare neuropsihică! La unde? La Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Risc că ei dezamorsează bombe acolo, funcționarii publici. Da? Ei când se duc la muncă, își iau imaginați-vă cât are riscul pe ei, își iau costumul de asbest, că nu se știe niciodată când iei foc. Da? Face o combustie spontană, dracului, te salvează costumul de asbest, da, înțelegeți. Costum de asbest care, evident, îți face rău la sănătate, că e asbest. Deci mai vrei un risc. Și acolo mai există. Peste costumul de asbest își iau costumul de genist. Nu are greu să te miști, mă. Cască de aia mare, umeri, brațe de alea de merge așa. Și acolo intervine un risc. Plus că trebuie să intri pe ușă. Dacă se închide ușa și, Doamne ferește, te lovește în nas, e un risc. Da? E un risc pentru... Cum se cheamă ăștia? Funcționarii publici. Nu pentru mineri. Nu pentru cei care lucrează la căile ferate române. Sau pentru piloții de avioane. Nu pentru profesorii care se duc și scuipați în fața clasei și chiar bătuți de elevii lor. Aia n-au niciun risc. Dă-i în măsa. Da? Funcționarii publici. Eu mă gândesc la ăștia care merg și stau la birou 8 ore. Plus supra-solicitare neuropsihică. Bă, eu nu știu ce face un funcționar public. Sincer. Mă gândesc mereu la ăștia care stau la birou și la care te duci cu sărumâna, domnișoară. Nu vă supărați. O armătare acasă. Îmi cer scuze că v-am deranjat. Da? Unde este supra-solicitarea neuropsihică? Ar trebui să le ia din salariu, nu să le dea la salariu. Să le ia de ce? Pentru că sunt niște măgari. Și cei care au grijă de ei, că au și ei niște șefi, niște supraveghetori,
ar trebui să-i vadă și să le facă rapoarte și să le ia din salariu, nu să le dea la salariu. Guvernul a atacat la Curtea Constituțională încă două legi privind majorări salariale acordate bugetarilor, personalul bugetar care posedă titlul științific de doctor, personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii și din Ministerul Transporturilor. Păi, mă, hai să ne gândim la ok. Eu lucrez într-o firmă privată, am înțeles, dar haideți să spunem că aș lucra la TVR făcând chestia asta. Păi eu din prima, momentul în care intru în fața camerei, mi-asum un risc. Da? Și nu riscul de a nu mă place voi, de a nu mă plăcea voi, că știu că nu o faceți oricum. Dar riscul să scot ceva pe gură mai puțin gândit, care să mă duc în fața unei judecăți, unui proces. Pentru că oamenii se simt lezați foarte repede de adevăr. Toată lumea îți spune, eu sunt un om căruia îi place adevărul. Mie să-mi spui mereu adevărul, da? Pășleau totul. Bă, frate, ești urât și prost. Deja se supără. Da? Oamenilor nu le place adevărul. Ei spun că le place adevărul, dar nu le place. Nici mie. Când spun, frate, sunt genul ăla de om care zice totul, mă, nu am nimic de ascuns. Da? N-am nimic de ascuns. Bă, frate, ești prost ca noaptea. Ești de dobitocenie crâncenă. Uite așa. Și deja mă supăr, logic. Oamenilor nu le place adevărul. Oamenilor le place să fie ușor mințiți. Nu mult, ca să nu le dai impresia că sunt proști. Ușor mințiți. De aceea ne plac atât de mult politicienii. Și ne plăceau și mai mult politicienii înainte de a deveni atât de nesimțiți încât să facă totul verde în față, că și așa nu le pasă de ce crezi tu. Da? Deci îmi asum un risc. Doi la mână, toate reflectoarele astea mie mă afectează globul ocular, mă. Faptul că mă uit într-un punct fix acolo, care e teatătica e, îmi strică ochii. Dar faptul că vorbesc o oră în continuu, da? Dar că îmi stric neuronii. Păi numai riscuri, bă, dacă ar fi să lucrez la TVR, ar trebui să iau miliarde. Eu, care sunt nei ca nimeni. Ce să mai zic de ăștia care chiar gândesc? Și chiar își pregătesc de acasă emisiunile, adică cei care vin, cum e ăsta, de la Starea Nației, care vine omul cu hârtie scrisă de acasă, el gândește chestiile alea, da? Le are făcute, băi neamțul, era o echipă întreagă în spate și oamenii ăia trebuie să ia niște sporuri. Păi, dar pentru asta îți plătiți. Și atunci la ce mai există sporul? Aici vreau să ajung, da? Dacă ei au un salariu, la ce dracu mai există spor? Bă, frate, ești plătit să faci chestia asta, ei, în fișa postului tău, intervin și, uite, trebuie să-ți consumi creierii. Nu trebuie să-ți dau spor, pentru asta ești plătit. Nu, eu n-am înțeles niciodată faza cu sporurile. Guvernul face tot posibilul să ne facă să donăm bani pentru cumințenia pământului. Ei nu s-au prins nici acum, e că există o categorie mare de români care nu vrea categoria respectivă să dea bani pentru cumințenia pământului și există altă categorie de români care nu-și permite. Ei în continuare trag tare să ia chestia aia, cumințenia pământului. Ceea ce evident, nouă ca români, iubitori de teoria ale conspirației, nouă ca români ne provoacă următoarea întrebare. Bă, dar prea trag ăștia, bă, să o cumpere. Ce dracu fi în spate? Adică acum cineva a făcut niște promisiuni cuiva și nu mai poate să le ia înapoi? De ce, Dumnezeu, dacă românii au donat în 6 luni mai puțin de o zecime din suma necesară, stabilită, propusă, eu cred că nu trebuie să faci un sufragiu universal ca să se seama că românii nu vor să cumpere chestia aia. Că după 6 luni în care s-au strâns mai puțin de o zecime, poți să tragi concluzia logică, nu, că românilor li se rupe de cumințenia pământului. Nu, Vasile, se trage în continuare prin alte campanii de strângere de fonduri de la populația care n-a dat nici înainte bani pentru cumințenia pământului. Ei, acum să fac concerte dedicate încurajării strângerii de fonduri pentru cumințenia pământului. Adică ei încerc să-mi spună mie că se vor plăti niște artiști care în mod normal iau între 2500 și 12500 de euro pentru un concert de 45 de minute,
ca să-i convingă pe oameni să doneze între 10 și 15 euro. Ei niște oameni, niște artiști, cărora le aloci o sumă de, să zic, 400.000 de euro ca să-ți cânte pe scenă, în speranța că vei strânge 400.000 de euro de la populație. Are vreo logică? Dacă populația din prima fază n-a dat banii ăștia, mă repet, rupându-li se în 14 de cumințenia pământului, aloci niște bani pentru concertele organizate la inițiativa directorului general al Muzeului Național de Artă al României, Călin Stegerean, vor avea loc în sufrageria regală de la ora 11:30 la ora 19 în seara aceleași zile. Programul muzical va cuprinde lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Elgar, Vittorio Monti și Martinu, interpretate de Angelica Postu, la pian Alexander Sitkovski la vioară și Răzvan Popovici la violă. Sonoro Conac a avut programat un singur concert în București. Interesul crescut din partea publicului a condus la epuizarea imediată a locurilor. Sonoro Conac susține această cauză a achiziționării sculpturii cu mințenia pământului alături de cei de la Muzeul Național de Artă al României. Da. Donațiile se vor putea face prin două POS-uri, POS-uri oferite de BRD, partener principal al Sonoro Conac. Foarte bine. Hai spuneți unde, că nu mai zice nimeni că nu s-au strâns bani. Sub 10%, hai așa că vă zic acum, sub 10% din suma necesară strânsă de guvern pentru opera lui Brâncuș, cu mințenia pământului, cât ar trebui donat pe zi. Până la data de 15 august s-a strâns suma fantastică de 562.117 euro, donați în cadrul campaniei de subscripție națională. Suma totală, v-am spus, peste 562.000 de euro, nu cu mult. În doar două săptămâni am reușit să strângem peste 200.000 de euro. Prin transferuri, donații de câte 2 euro prin SMS pentru achiziționarea sculpturii s-au putut face începând de vineri 22 iulie. Festivalul Summer Wales s-a alăturat acestei campanii unde participanții au putut dona direct cu cardul la festival. Uniunea Națională a Notarilor Publici a donat 100.000 de lei. Pentru a acoperi întreaga sumă, ar trebui ca românii să doneze zilnic 120.000 de euro. Da? Mai spune pe site-ul Ministerului Culturii, cred că, banobrâncușealmeu.ro. În cazul în care sumele donate depășesc valoarea necesară achiziționării statuii, ele pot fi utilizate în 2016 pentru asigurarea conservării, restaurării și punerii în valoare a operei cu mințenia pământului. Dacă vreodată se vor atinge și chiar depăși cele 11 milioane de euro necesare cumpărării. 5 milioane de euro alocată de guvern, care este foarte generos când este vorba de dat bani așa. O gârlă de milioane de euro către Catedrala Mânuirii Neamului, 5 milioane de euro către Cumințenia Pământului. În timpul ăsta oamenii se duc în spital și dau în continuare și ei niște milioane pentru niște boli noi. Da? Trebuie să ia cineva banii ăștia. În continuare se merge 17 ore cu trenul de la Iași la Timișoara. Dar guvernul e bine că dă niște bani către cultură. Că vedem, nu? Că în România cultura e în creștere, frate. Interesul românilor față de cultură este în creștere. Da? Păi cultura de cannabis, cultura de prostituate de pe centura Bucureștiului sau oricare centură a oricărui oraș din România. Păi cultura lui Pandelică. Ce cultură, frate, mai... Înțelegeți?
a crescut omul, a crescut așa de mult că a trebuit să urce pe catedră de cult ce e nevastul lui Firea. Cultură, nu rahat. Păi ce faci? Niet cultura, niet Batista, cum spunea tătuca Stalin. Niet cultura, niet Batista, bre, dar vai ceas. Hap! Aia e cultură, învățăm limba rusă. Guvernul este foarte interesat de cultură. Cultura la români. Ia, la un moment dat se vor face bănci speciale pentru scuipători de semințe. Cu scuipătoare în față, dar știu chiar și în momentul acela, dacă le aduci la nas, tot pe jos vor scuipa. Neamțul, dar ce, tu n-arunci chiștocul pe jos? Ba da, chiștocul de la țigară, eu practic l-arunc în sus. Gravitația face restul chestiei și el cade pe pământ. Îl sting de fiecare dată. Și îl duc mai cât mai aproape de marginea bordurii, acolo unde nu am scrumieră de aia. Că m-a scos guvernul afară, nu mai am voie să fumez înăuntru, dar nu mi-a pus la dispoziție și scrumieră. Așa că sting și eu cum pot și o las la marginea bordurii în ideea că măturătorii vor veni să-și facă treaba. Și o vor lua de acolo. Guvernul este interesat de plăți masive, de investiții masive în cultură. Haideți să punem un rămășag. În câte milioane de ani această sculptură, care este al lui Brâncuș, da? își va acoperi cheltuiala. Investim în cultură, se folosește termenul ăsta, investim. Bă, o investiție înseamnă că și scoți ceva. Bagi niște bani și scoți ceva, te aștepți cel puțin să scoți ceva. Investești. 11 milioane de euro pentru cumințenia pământului, care va sta la loc de cinste în Muzeul Național de Artă al României, probabil. Cam câte milioane de vizitatori zilnici ar trebui la un preț modic de, să zic, 10 lei pe bilet ca să vizitezi muzeul și să mai punem încă 5 lei ca să-ți faci poză cu cumințenia pământului. Câte milioane de români trebuie să meargă la Muzeul Național de Artă al României ca această sculptură să-și acopere cheltuiala? Și nu la modul să se atingă cele 11 milioane de euro. Că Muzeul Național de Artă al României nu trimite toți banii spre buget ca să acopere 5 milioane de euro pe care i-a dat statul, guvernul de la buget. Gazda cumințeniei pământului trebuie să facă pe puțin vreo 20 de milioane de euro, pentru că de acolo vin taxe, impozite, etc., 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 și se duc și la buget, care să acopere cele 5. Deci cam câte milioane de români trebuie să treacă prin fața acestei sculpturi de-a lungul a câtor ani până când această sculptură să-și acopere această cheltuială. Bă, nu ne pricepem să facem afaceri, dar măcar hai să pricepem când e vorba de o cheltuială imensă care nu o să-și scoată banii. Ca să ce? Să mă simt cu testiculul mai mare puțin că, bă, Brâncuși al meu? Brâncuși al meu oricum. Că e român. Mai asta nu e poate la nimeni. Brâncuși al meu. La fel de bine, ești foarte mort. Eu sunt viu și aș vrea să rămân viu și sănătos. E bine, ca să mă simt mai bine că sunt român. Aș prefera să mă simt mai bine că sunt român, având un sistem de învățământ pus la punct, un sistem de sănătate pus la punct, un cod penal pus la punct, un cod penal în care penalii să nu mai fie depenalizați. Astea, da, m-ar face să mă simt mai bine că sunt român. Frate, nu avem corupție în România. Mă simt mai bine că sunt român. Frate, am intrat în spital și nu m-a costat nimic. De ce? Că am contribuit la Casa de Asigurări de Sănătate o viață întreagă. Am intrat în spital, nu m-a costat nimic. Am ieșit ca un canadian, de exemplu, în fața spitalului și m-am uitat la ceas și am zis, bă, nici n-am stat mult. Da? M-aș simți mai bine să fiu român. M-aș simți mai bine și aș fi un patriot adevărat dacă aș ieși pe străzile din România fără să fiu nevoit să plătesc de 3 ori aceeași taxă. În carburanți, în taxa de drum și în taxa de mediu, care toate sunt ilegale, dar ele se percep în continuare, cel puțin taxa de mediu. Taxa de mediu la matricularea mașinii declarată ilegală de 4 ori e percepută în continuare. Păi, m-aș simți mai bine fiind român dacă asta ar fi luată în considerare. Nu Brâncuș mă face să mă simt mai bine. Brâncuș a fost român și nu ia nimeni chestia asta.
El a fost român și a murit francez. Este istoria, așa s-a întâmplat. Cumpărând cu mințenia pământului, nu mă face să mă simt mai bine că sunt român sau mai patriot. Mă face să mă simt mai prost. De ce? Că am dat 11 milioane de euro pe bucată de piatră, pe care o pot vedea mergând în Franța. E atât de simplu. Valorile morale. Lasă-mă dracului cu valorile naționale și cu valorile morale. Lăsați-mă, frate, că m-ați omorât cu valorile. Că dacă am trăit după valori, am stat încă la 1600. Valori se nasc în fiecare an și nu le bagă nimeni în seamă. De ce le-am băgat în seamă pe alea care au dispărut deja? Au murit. Haideți să valorificăm valorile actuale. Investiți în copii și nu actuale, că am fi idioți să investim în valorile actuale. Hai să investim în valorile viitoare. Că încolo mergem, spre viitor, nu spre trecut. Noi ne-am ancorat, frate, în trecut. Nouă ne place Caragiale, ținăm de el cu dinții. Să nu-l modificăm pe Caragiale. Caragiale e mort! Și ține de mintea noastră să-i schimbăm și să-l actualizăm. Brâncuș, e mort și ăla. Foarte bine, e român, e adevărat. Nu ia nimeni dreptul ăsta. Nu ia nimeni realizarea asta fantastică. A fost român. Asta nu înseamnă că trebuie să trăiesc cu el. Haide să investim nu în actual, că am fi idioți să investim în actual. Hai să investim în viitor. Și încă o dată mă repet, pentru că încolo mergem. Spre viitor. Hai de capul meu. Bă, știți că s-a făcut în cel mai pur stil românesc, comunist, heirupist, pupincurist, s-a rezolvat o stradă în chestie de 2 zile, că a venit Holland în România. Da, François Holland? Holande, hai, limba franceză, să mă bage în pământ. Da? Mă bucur, în schimb, că nu știu dacă l-a primit Iohannis. L-a primit Iohannis? Aș vrea să nu l-fi primit Iohannis, sincer, ca să spunem și noi, pe frate a venit președintele francez și l-a primit primul ministru român. Da, să nu mai meargă cum mergeam înainte, că mă simțeam ca naiba când președintele României a fost primit de șeful de cabinet al ministrului de externe a Statelor Unite. De cine? Un nei ca nimeni? Nu președinte la președinte, a fost președintele nostru și l-a primit portarul de la Casa Albă. Da? M-aș bucura și eu să spun, a venit președintele Franței și a fost primit de primul ministru. Da? E, nu, nici în cazul ăsta nu am fost cu dreptat, cu mândria noastră de a fi români în sus. S-au mobilizat forțe extraordinare și s-a rezolvat o stradă întreagă în doar 2 zile, că trebuie să arătăm să dea bine. Nu contează că în rest străzile nici cu tancul nu s-ar băga oamenii pe acolo să meargă. Strada aia pe care a mers președintele Franței, aia trebuia să fie perfectă, că așa s-a făcut și cu Gorbaciov când a venit pe vremea lui Nicu, da? Și când a venit Reagan, la fel. A trebuit să arate bine, să fie frumos, să place la toată lumea. Să place la toată lumea străzile din România. Corect? Bașca, mai mult de atât, s-au refăcut marcajele rutiere. De ce? Erau o țară strâmbe. Le-au făcut din nou. Da? Că a venit președintele Franței, bre, cât mai am 20. Numai 5? Mulțam. Acu și închei. Hei, că suntem noi pupincuriști și heirupiști. Și mi se rupiști. Că după ce a plecat ăsta, nu o să mai aibă nimic. Mă mir că nu și-au asfaltul înapoi. A plecat Holland, mă mir că n-a venit imediat firma care a făcut drumul. Gata, băieți, hai, împachetați-l. Îl facă rulou urmaș să ia asfaltul înapoi. În fine, investiție majoră, se zice, cel puțin, nu știu exact care sunt condițiile, cel mai probabil statul român va plăti guvernului Franței pentru că le dăm voie să lucreze în România, că noi avem talentul ăsta de a face contracte pe guboase, a se vedea contractul cu Bechtel. Bună ziua, am venit în România să investim. Cum adică să investiți? Să ne dați voi bani? Cum se poate și așa? Până acum noi tot am plătit altora. Deci se poate să câștigăm și noi. Primul, suntem în România, da? Primul concurs național de dans la bară din România, între concurenți, 8 dintre ei, vârste cuprinse între 6 și 12 ani.
ne pregătim pentru o viitoare carieră de succes. Mă, oameni buni, dansul la bară, noi îl vedem ăștia mai închiși la minte, nu-i pentru curve. Dansul la bară este într-adevăr o chestie foarte dificilă. Am încercat odată în Spania, am căzut în cap. Bine, eu aveam 100 de chile pe vremea aia și un cap gol, da? Am căzut și s-a auzit ping. Dansul la bară, unii îl aseamănă cu paralelele inegale la, era zic ilegale, inegale la, la gimnastică. E dificil, sunt exerciții dificile care pun mare presiune pe musculatură, pe corp, pe organism, da? Dansul la bară este dificil. Corect, noi ne-am obișnuit să vedem dans la bară în saloanele de striptease din filme. Și acum se face asocierea asta, da, ce faci, dansezi la bară, adică ești curvă. Nu, n-ai înțeles, sunt dansatoare la bară. Există sportul ăsta și s-a făcut la un moment dat o petiție pentru introducerea chiar ca și sport olimpic al dansului la bară și este extrem de dificil. Dacă reușiți, intrați pe internet, căutați pe YouTube dans sportiv, dans la bară, să vedeți cam ce înseamnă. E fantastic de dificil. Nu e de la lasciv în care bara este de fapt o, nu știu cum să zic, o proiecția unui falus. Nu, e dansul la bară, frate. Ce n-am înțeles exact de ce există categorie totuși de juniori între 6 și 12 ani. La 6 ani dansul la bară e, băi, teribil. Ai, n-am înțeles. La 6 ani să faci chestia asta, mie mi se pare, e ca și cum l-ai pune, se ridice haltere, mă. Să, hai, sport de performanță. Cum era? Micul Hercule, da? Toată lumea, lumea întreagă a sărit în sus, publicațiile internaționale a sărit în sus că tatăl lui Micul Hercule i-a oferit ăstuia o copilărie spartană și că nu e normal că i-au furat copilăria acelui puștache care, într-adevăr, arăta aproape mai puțin uman, da? Plin de mușchi la vârsta lui, la 12 ani, 10 ani, 8 ani, cât avea el. E, acum să pui o copchilă de 6 ani să facă dans la bară? Lumea trebuie să înțeleagă că, de fapt, e un sport, susține unul dintre spectatori. Câștigătoarea de sâmbătă de la categoria adulți profesioniști va reprezenta România la campionatul mondial World Pole Dance Championship, concurs care va avea loc pe 16 septembrie tot la Palatul Copiilor din capitală. România a apucat să gândească ceva urât despre elementul bară. Trebuie să ne mai deschidem și să ne mai educăm puțin. E un sport care presupune eleganță, forță, e o disciplină, la fel ca și gimnastica. Sunt foarte de acord. Ultima chestie și pe urmă vă las. Copiii până în 3 ani la egalitate cu câinii și pisicile, în ceea ce privește punctul de vedere al guvernului, a unui inițiator, cel puțin liberalul Dragoș Lucian, inițiativă care a trecut deja de votul Senatului cu 74 de voturi favorabile și dacă se va trece și de Camera Deputaților, copiii de până în 3 ani vor fi scoși de la întreținere, mergând pe ideea că nici câinii sau pisicile nu plătesc. Acum, ok, bun. Copiii de până la 3 ani să nu mai plătească întreținere. De ce? Că-s copii. Eu i-aș pune să nu plătească întreținere până la 18 ani, până când începe efectiv să și câștige niște bani. Deci, pentru că e idiot, statul oferă alocație unor copii care plătesc întreținere. E, practic, ce ai luat pe mere, dai pe pere. Nu, frate, dacă tot le oferi o alocație și încerci să-i susții la școală, scutește-i de chestia asta. Până la 18 ani, când are, sau care ați hotărât voi, că e vârsta legală la care un puștache poate să înceapă să lucreze efectiv legal, ei, până la vârsta aia, scoate-l de la întreținere. Scoate-l. E un ajutor dat familiei care plătește o persoană, două, trei, câți copii are, mai puțin la întreținere, deci le rămân mai mulți bani în casă să le educe pe copil, 1, 2, 3, câți are, împreună cu jajegul ăla de alocație pe care îl oferă statul, să-și definitiveze educația și să câștige plătind pe urmă mai mult către stat.
ce dai cu o mână se întoarce. Da? Deci sfatul meu, domnul Dragoș Rochian, îmi place chestia asta. Copiii de până la 3 ani să nu mai plătească întreținere. Dar de ce până la 3 ani? Că el după 3 ani nu începe să câștige bani. Nu câștigă bani. Lasă-l să nu mai plătească întreținere până când va intra salariat. Băi, și ce faci cu ei care nu vor să muncească și stau pe mila statului? Băi, de aia agenții de ocupare a forței de muncă. Vezi dacă respectivul s-a interesat, vezi dacă s-a înscris la cursuri, vezi dacă și-a făcut recalificare, vezi dacă a muncit vreodată, n-a muncit niciodată, înseamnă că nu vrea. N-a căutat niciodată ceva de muncă, înseamnă că chiar n-are intenția. Vorbim de altceva. Faină, deși populistă, că na, se apropie. PSD-ul a cerut oprirea de la impozitarea pensiilor. Ăștia liberalii trebuie să vină în contrapartidă cu ceva, nu? Că ia în electoral, an de alegeri, trebuia să vină cu ceva în contrapartidă și au venit chestia asta, care iarăși sper să se rezolve, măcar o dată și să rămână în vigoare. Măcar o perioadă, până când se va forma nou parlament și o să uite ăștia ce au zis. Dragilor și dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și rămâne să ne vedem când o fi, data viitoare, oricum, la o nouă ediție. 24 de titluri, până atunci, care fiecare dată, toate bune!